Festivalul Lugoj Clasic a ajuns la final sâmbătă 14 septembrie. Ultima seară a evenimentului, care s-a întins pe perioada a două săptămâni, a fost una de gală, care se încheie într-un mod deosebit întreg evenimentul. Manifestarea s-a desfășurat la Casa Armatei, unde gazda a fost colonelul Ioan Teca. Printre invitați s-au aflat basul Marius Goșa de la Opera Națională Română din Timișoara, flautistul Gianluca Fanțeli, tot de la Opera din Timișoara, chitaristul Ionus Dorobanțu, profesor la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul UVT, și corul Ion Vidu al Casei de Cultura Municipiului lui Lugoj, dirijat de maestrul Iosif Todea. Aura Dvarovska, directorul artistic al festivalului, s-a declarat plăcut impresionată de numărul mare al spectatorilor prezenți și de modul în care artiștii au fost întâmpinați. În primul rând a fost foarte numeros, sala Cercului Militar a fost aproape neîncăpătoare, aplauzele au fost prelungite, strigătele de bravo nu au contestenit după fiecare număr, le-am simțit foarte cald, foarte entuziast și foarte fericit că participă la acest eveniment și că Lugoj Clasic este parte din cultura lugojană. Ați avut și dumneavoastră un recital. Cum e când aveți recitaluri în fața propriului public? Este foarte frumos. Știam că publicul o să fie încântat. A fost o surpriză, cred. A fost și greu în același timp, pentru că unul dintre cele mai grele lucruri este să organizezi și să cânți în același timp. Pentru că ca solist ai anumite tabieturi. Nu vorbești prea mult în ziua respectivă, nu stai în aer condiționat, nu stai în căldură, nu bei apă rece, nu te duci la cumpărături, nu cari sticle de apă și de suc, ceea ce am făcut eu astăzi ca organizator. Gazda serii a fost colonelul Ioan Teca. Acesta s-a simțit onorat să primească oaspeți nume mari ale muzicii clasice românești și mondiale. Este onorant pentru noi, pentru instituția militară și în special pentru mine, că am adunat în această seară o multitudine de persoane care definesc erudiția și elitismul din Banat și nu numai, deoarece doamna Aura nu mai aparține Banatului, nu mai aparține României, aparține lumii întregi și uite că a adunat aici persoanele care spuneam și dă definiția valorilor în jurul cărora ne-am unit în această seară, adică muzica și simbolurile care duc la această seară. Și artiștii prezenți s-au simțit la Lugoj ca acasă. A fost o seară interesantă, m-am simțit foarte bine, ceva nou pentru mine, fiind obișnuit să cânt în întuneric, să zic așa, sub lumina reflectoarelor pe scena operei și din această cauză am încercat și ceva inedit, și nu s-a mai cântat aici, am încercat arii de musical. Am încercat să ies din atmosfera operei cum e cunoscută, deși musicalului, opera secolului nostru. Și eu zic că a fost bine că am ales așa. Cel puțin feedback-ul oamenilor a fost cum ne așteptam. Organizatorii au declarat că evenimentul crește în valoare de la an la an și că speră ca în anul care urmează să aibă succesul așteptat.